marți ședință de guvern cu guvernul de la Chișinău, guvernul Republicii Moldova. Vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru guvern de sprijin pentru reformele pro-europene, pentru cetățenii Republicii Moldova, care evident că au nemulțumiri legitime, își doresc mai repede ca țara lor să meargă spre România și spre Europa. Eu cred că într-un moment atât de greu, chiar trebuie să-i ajutăm. Că n-are cine să-i ajute atât de repede și atât în acest moment. Și cred că în momente grele se dovedește dacă vorbele alea, că suntem frați, că se și aplică. Că vorbe au primit foarte multe. Acum, marți, vreau să mergem cu lucruri concrete și să răspundem pozitiv la toate cererile de sprijin pentru guvern și pentru cetățenii Republicii Moldova și vă rog pe toți să pregătiți ședința de marți cu ce e de modificat la acord, cu ce avem de dus mai departe pe toate domeniile.